martie. Prima și prima dată vom supune spre aprobare procesul verbal din luna trecută, dacă sunteți de acord cu procesul verbal din luna trecută. Dacă sunteți de acord. În anumită de s-a votat. Domnul președinte de ședință lipsește și voi da eu citire ordinii de zi. Lipsește motivat, da. O problemă de serviciu și categorică n-a avut cum să ajungă, dar va veni între timp. Voi da citire ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind completarea planului de investiții pentru anul 2018, inițiator primarul Comunei Pârgărești. Proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2018, inițiator primarul Comunei. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii pentru anul 2017 a elementelor de activ și de pasiv și casarea unor bunuri. Inițiator primarul Comunei. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local din numărul 15 din 18.02.2018 privind indexarea în anul 2018 a chiriilor și a redevenței la imobilele închiriate și concesionate. Inițiator primarul Comunei. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri de gospodărire a localității pe anul 2018, precum și sancționarea faptelor de încălcare a normelor privind buna gospodărire și întreținerea localității. Inițiator, primarul Comunei. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Pârgărești și serviciilor publice de interes local. Inițiator, primarul Comunei. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 1 din 22 ianuarie 2009 privind aprobarea atribuirii de denumirea străzilor din Comuna Pârgărești, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 8. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului anual elaborat de primarul Comunei privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Pârgărești și activitatea administrației publice locale în anul 2017. Inițiator primarul Comunei. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Comănești. Inițiator primarul Comunei. 10. Informarea asupra modului de aducere la îndeplinirea hotărârilor Consiliului Local al Comunei Pârgărești, adoptate în perioada 01.01.2017, 31.12.2017. 11. Raport de activitate al viceprimarului Comunei Pârgărești și consilierilor locali pentru anul 2017. Punctul suplimentar. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018. Dacă sunteți de acord și cu suplimentarea ordinei de zi și cu această ordine de zi. Mulțumim. Mulțumim frumos. Îi dau cuvântul doamnei secretare să prezinte materialele de la ședință. Proiect de hotărâre privind completarea planului de investiții pentru anul 2018. Se completează planul de investiții pentru anul 2018 cu suma de 835.000 lei pentru următoarele obiective. Achiziționare buldo-excavator 407.000 lei, organizare procedură achiziție buldo-excavator 7.000 lei, managementul de proiect pentru obiectivul de investiție achiziție buldo-excavator 2.000 lei, taxe, avize și acorduri pentru proiectul reabilitare și modernizare sistem de iluminat public 3.000 de lei, organizare, procedură, achiziție pentru proiectul reabilitare și modernizare sistem de iluminat public 3.000 de lei, asistență tehnică, proiect reabilitare și modernizare sistem de iluminat public 6.000 lei, consultanță, proiect reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public 4.000 lei, reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Pârgărești, 403.000 lei. Dacă sunteți de acord cu această completare a planului de investiții. Sunteți de acord? Da? Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2018. Se aprobă completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2018, după cum urmează.
la capitolul 1 se completează cu punctul 58, lampă de iluminat public stradală, 3 bucăți, punctul 59, conductor curent, tot pentru iluminat public 300 de metri, punctul 60, suport steag de interior cu două lanțe pentru căminul cultural din sat Bacna, o bucată. Punctul 61, coș deșeuri pentru toaletă pentru căminul cultural din sat Bacna, 10 bucăți. Punctul 62, plăcuțe indicatoare cu, pentru WC-ul de la căminul cultural de la Bacna, pentru bucătărie. Plăcuțe de avertizoare. Așa, punctul 63, jaluzele verticale pentru căminul cultural din sat Bacna. Punctul 64, sursă alimentară serios, SRI 650, o bucată. Punctul 64, anterior, punctul 65, ulei, valvolină pentru pompa de apă la stația de pompă. Punctul 66, vaselină pentru pompa de apă. Punctul 67, un buldoescavator. La capitolul 2 se completează cu punctul 23, servicii de consultanță în managementul proiectului achiziționare buldoescavator. Punctul 24, servicii de filmări video informative. Punctul 25, servicii pentru neutralizarea subproduselor de origine animală destinate consumului uman. Iar la capitolul 3 se completează cu punctul 6. Lucrări de execuție pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Pârgărești. Punctul 7. Lucrări, execuție, extindere rețea electrică și de iluminat, alimentare cu energie electrică la consumatorii casnici, strada Ieremia Mobilă, sat Nicorești. Și punctul 8. Lucrări, execuție, extindere rețea electrică și de iluminat, alimentare cu energie electrică la consumatorii casnici, strada Candafirilor, sat Satul Nou. Dacă sunteți de acord cu completarea anexei privind achizițiile directe. Sunteți de acord? Sunteți de acord, domnul Dorboș? Vă am ceva de comentat, colegi. Da, spuneți, cum să nu? Dacă aveți, dacă aveți la hotărârea asta, sigur că da. Cum să nu? Spuneți. Da. Oricum n-am auzit nimic ceea ce din doamnă. Hai să... deci nu la hotărârea asta aveți de comentat, da? Bine, mulțumim. Trecem deci la... sunteți de acord cu proiectul de hotărâre? Da. În unanimitate au fost de acord. Da. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii pentru anul 2017, elementelor de activ și de pasiv și casarea unor bunuri. În urma inventarierii, propuneri de casare nu au fost, se aprobă rezultatul inventarierii conform anexelor 1 și 7, ce fac parte din proiectul de hotărâre. Dacă sunteți de acord. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind completarea HCR numărul 15 din 18-a 2-a 2018, privind indexarea în anul 2018 a adchiririlor și a redevenței la imobilele închiriate și concesionate. Respectiv se aprobă completarea anexei 1, respectiv poziția 5 a HCR 15-2018 cu conform anexei, este vorba despre unul din contractele de închiriere a pajiștilor permanente cu Eni Bianca Alexandra. Pentru anul acesta, ea va avea 3.699 lei, se stabilește chiria la terenul respectiv. Dacă sunteți de acord, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri de gospodărire a localității pentru anul 2018, precum și sancționarea faptelor de încălcare a normelor privind buna gospodărire și întreținere a localității. După cum știți, în fiecare an se aprobă acest program de măsuri, care trebuie dus la îndeplinire atât de autoritățile și instituțiile publice, cât și de persoanele fizice care conviețuiesc în comuna noastră. Există acele sancțiuni și amenzi stabilite pentru încălcarea acestor măsuri care trebuie respectate. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre, mulțumesc.
Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârgărești și serviciilor publice de interes local. Se aprobă modificarea ca urmare a definitivării perioadei de stagiu a doamnei Imbre Alina, care începând cu data de 1 martie a devenit funcționar public definitiv. Dacă sunteți de acord cu această modificare. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 1 din 22 aprilie 2009, privind aprobarea atribuirii de denumiri străzilor din Comuna Bârgărești, județul Bacău. Se completează în sat Nicorești lista denumirilor de străzi după cum urmează. Strada Tudor Vladimirescu, din strada Petru Rareș până în strada Trandafirilor. Strada Matei Basara, din strada Petru Rareș până la limita Escavilanului din sat Nicorești, pe punctul numit Bucoci. Strada Alexandru cel Bun, din strada Petru Rareș până la limita Extravilanului din sat Nicorești, pe punctul numit Cicera. Și strada Mircea cel Bătrân, din strada Petru Rareș până la limita Extravilanului din sat Nicorești, pe islasul deținut de Galo Aurel. Dacă sunteți de acord cu această completare. Este vorba de acele drumuri de exploatare care au intrat în intravilan. Au intrat în intravilan și unde s-a făcut extinderea la rețeaua de iluminat. Așa. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului anual elaborat de primarul comunei privind starea economică, socială și de mediu a comunei și activitatea administrației publice locale în anul 2017. Dacă vreți ca să dați citire raportului, doriți ca să dea doamna primar citire. Dacă nu, dumneavoastră știți materialul, supunem la vot însușirea raportului. Cred că ați citit materialele în ședințele de comisii și dacă vreți și aveți întrebări pe seama raportului, vă rog frumos să le puneți, ca să pot să vă răspund. Nu, deci am vorbeam cu domnul consilier. Știți ceea ce s-a făcut la nivelul comunității. De fiecare dată ședințe v-am adus la cunoștință toate problemele care au apărut și toate proiectele care au fost depuse. La sfârșit aici ați văzut proiectele pe care le-am depus și aici vreau să vă menționez că deja două proiecte de finanțare din fonduri nerambursabile s-au aprobat. Am semnat contractul de finanțare cu AFIR Iași pentru achiziționare buldo-excavator. Tot ați auzit. Achiziționare buldo-excavator. Păi buldo-excavator. În sfârșit am semnat contractul de finanțare. Este vorba de aproape 4 miliarde, 400 mii de lei care vom primi finanțare din la AFIR. Nu e din bugetul local, nu cumpărăm utilajul de utilaj. Avem mare nevoie pentru că dumneavoastră ați văzut ce drumuri avem, ce rigole avem, avem mult de lucru în comunitate, dar dacă n-ai cu ce, n-ai cum. Știți și dumneavoastră, fiecare în gospodările dumneavoastră, dacă n-ai o sapă, o greblă, o coasă, n-ai cum să-ți gospodărești gospodăria, așa trebuie și noi. Ei, am început cu buldo, să dea Dumnezeu să urmeze și alte utilaje, pentru că fără astea nu putem să ne facem o comună frumoasă. Iar ca să contractăm fel și fel de servicii, știți, costă mult mai mult decât am face noi cu forțele noastre proprii. De asemenea, săptămâna trecută am fost la Ministerul Dezvoltării Regionale la București, mi s-a aprobat și acel proiect. Proiectel, putem să spunem, că alte comune au depus câte 4-5 proiecte pe Programul Național de Dezvoltare Locală. Noi n-am avut, pentru că abia am preluat în 2016, până la sfârșitul anului 2016, trebuiau depuse acele anexe 3. Trebuia să avem în spate studii, topo, studii de fezabilitate, proiecte care să putem să le depunem. A fost o perioadă foarte scurtă pentru noi, atât am putut, atât am depus, a și fost aprobat. Am fost săptămâna trecută, marți, am semnat contractul de finanțare, iar este vorba de în jur de 100.000 de euro. Iar sunt fonduri nerambursabile, nu facem cheltuiala noi din bugetul local, pentru că bugetul nostru local este așa cum este. Știți, suntem o comunitate mică, taxele și impozitele sunt așa cum sunt, întâmpinăm multe greutăți privind încasarea lor, deci nu putem să facem multe lucrări pe care ne-am dorit să le facem.
Avem și proiectul pentru modernizare și dotare cămin cultural. Mi s-a cerut săptămâna trecută alte explicații și alte completări. Le-am și făcut. Sper ca în începutul lunii aprilie să fim chemați din nou să semnăm și acel contract de finanțare. Deci, într-un an și 9 luni, noi am depus 3 proiecte care sunt viabile și care le vom implementa. Categorică vom merge înainte cu proiectele. Cum am zis și de Buldo, că vom achiziționa. Avem drumurile așa cum sunt. O să facem niște ședințe publice. O să vă doresc să veniți, să participați. O să supunem la vot și acolo prioritățile. Aș dori să vedem cum vom face cu drumurile. Și chiar aștept propuneri și din partea dumneavoastră, pentru că tot punem balastru, iarna gheață, revin gropile și niciodată nu vom avea drumuri bune. Sigur că ar fi nevoie de o asfaltare. Aici ne vom gândi și eu încerc să facem toate studiile și să depunem un proiect pentru asfaltare drumuri sătești. O să vedem la momentul respectiv ce surse de finanțare vom avea și cum vom putea accesa aceste fonduri. Vă mulțumesc! Am vrut să completez la raport. Iar în rest, știți dumneavoastră, și fondurile care au fost anul trecut s-au repartizat în așa fel încât să fie bine și să poată funcționa societățile din comună, adică școala, bisericile, cât s-a putut. Aici, instituția noastră, la fel. Dacă o să aveți întrebări și o să puneți, o să merg pe și o să punctăm ceea ce doriți dumneavoastră. De asemenea, știți dumneavoastră că avem societăți în comunitate. Mă bucur când se înființează o societate. Așa că, când a venit doamna director de la SCM Odeon, m-am bucurat foarte mult. Am și pus mâna pe telefon ca să-i caut un spațiu. Un spațiu unde să vină firma respectivă și să deschidă un punct de lucru la noi și să ofere locuri de muncă pentru doamnele noastre din comunitate. Sigur că au fost discuții pro și contra. Mai vin și din alte localități acum. Eu aș fi dorit să fie pentru doamnele noastre, dar nu e nicio problemă. Dacă nu, o parte nu vrea să, nu vor să lucreze, vor veni din altă parte. Și s-au înființat 40 de locuri de muncă. Sunt acum 32 de persoane care lucrează, se extind și faptul ăsta vă bucură. Pentru că dacă noi oferim locuri de muncă, va crește nivelul de trai al cetățenilor noștri din comună. Au un loc de muncă, realizează un venit, au asigurări de sănătate, își fac vechime în câmpul muncii, iar bătrânețile sunt asigurate. La fel, încurajez. O parte din cei plecați în străinătate s-au întors. Câteva familii care au venit și mi-au spus ce pot să facă la nivel local. I-am sfătuit. I-am trimis la grupul de acțiune locală Târgu Trotuș, la Valea Trotușului, poate să acceseze fonduri pentru ferme, pentru, eu știu, secții de croitorie, secții de coafur, frizerie, orice se poate. Sunt fonduri de la Uniunea Europeană, nu mai trebuie să vrem să facem ceva. Deci cine are interes, trimiteți-i la noi, noi îndrumăm către consultanți și vreau să ne dezvoltăm comuna. Pentru că dacă ne-am dezvoltat comuna și nivelul de trai crește și în comunitatea noastră. Ce să vă mai zic aici? Învățământul știți. O parte dintre dumneavoastră sunteți în Consiliul de Administrație, participăm la ședințele Consiliului de Administrație. Sigur că vor fi unele probleme pentru anul școlar 2018-2019, s-au comasat niște clase, niște școli, se vor închide unele școli, sunt probleme la nivel național, nu este numai la nivelul Comunei Părgărești. Așa că trebuie să ne încadrăm și noi și vom face tot posibilul ca copiii noștri, cei care doresc să urmeze cursurile la noi în Părgărești, să poată să beneficieze de un învățământ bun și să aibă ce e nevoie în instituțiile respective. Vă mulțumesc!
Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre pentru aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Comănești. Avizul comisiilor de specialitate, am remarcat că este unul negativ. Sunteți de acord cu această hotărâre? Știți, nu știu dacă... Ați citit materialele, ați văzut, este o problemă cu UAT Comănești. Este o problemă la nivel de județ. Știți, în lunile trecute am aprobat hotărârile privind delegarea către... Nu, am aprobat noile tarife. Noile tarife, plus că din ce v-am expus noi atunci, că au câștigat licitația cele trei firme. Da. Ecosud, de la București, sunt trei firme care așa, trebuie încheiat contractul cu dânsii. Celula 1 s-a umplut și trebuie să se închide. Dacă noi nu vom semna acel contract de delegare, noi ADIS-ul și noi cele 93 de UAD-uri, nu o să avem din luna mai unde depozita gunoiul. În aceeași problemă vor fi toate cele 93 de UAD-uri. Este un caz special, orașul Comănești, din ce ne-am informat și noi și din ce a expus domnul primar de la Comănești, acolo a fost un proiect pe fondurile europene, ei au avut acolo un centru și au și acum un centru de colectare, selectare, valorificare, care a funcționat și funcționează și acum. Dânsul a pus problema că gropile de gunoi au fost închise în perioada respectivă, categorică și dânsii au fost de acord, sunt în adiz, și gunoiul menajer de la orașul Comănești se duce tot la Bacău. Ei, n-au aprobat hotărârea Consiliului Local, vor altceva. Acum, decizia va aparține, dar vă spun așa, din ce ni s-a spus, dacă nu vom aproba acel contract de delegare cu firmele care au câștigat licitația, de la 1 mai nu vom avea unde depune gunoiul. Și fiecare își asumă riscul. Și Comăneștiul e tot județul? Nu, nu este tot județul. Asta este când dă banul la ADIS, cum trebuie. Și ia mai mult bani de la oameni, probabil. Nu, este o discuție și pe cotizația pe care trebuie să acorde, dar și nu sunt de acord cu suma de 9 lei și nu știu cât este pentru oraș. Din mediul rural, în mediul rural noi avem 407, știți că în fiecare an noi aprobăm, este un grafic care... Cunoaștem problema, doamnă, și... Așa, eu v-am expus pentru că sunt obligată să vă expun, da? Firmă la legitare care a zis. Păi, dar nu poate fi când semna contractul de delegare dacă nu este aprobat de fiecare UAD. Da, înțeles. Ies la vor. Păi asta înseamnă că e mai destul la întoarce ca să... Da, obligă. Da, deci haideți ca să punem la vor. Cine este pentru? Eu mă abțin. Nu, dar nu mai putem. Deci pentru unul văd că nu este nimeni. Cine este împotrivă? Numai puțin țineți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 împotrivă. Și cine? Cine se abține? Eu. Eu și domnul. Da. Și domnul Bali. Și domnul Bali. Trei. Da. Deci atunci avem proiect de hotărâre privind respingerea proiectului de hotărâre, da? Privind excluderea asociației de din asociație a orașului Comănești. Deci respingem proiectul de hotărâre, da? Bine. Da, deci avem respingere, deci este un alt proiect și cu ăsta sunteți de acord, da? În unanimitate. Deci proiect de hotărâre pentru respingerea proiectului de hotărâre. Da. Iar la ăsta sunteți pentru în unanimitate, da? Da. Sau nu? Da sau nu? Da, dar nu vă nici un răsus. Deci sunteți pentru respingerea proiectului, da? Respingerea așa ține. Așa.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018. Se aprobă rectificarea în trimestrul 2 a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Bârgărești, după cum urmează. Se majorează veniturile bugetului local cu suma de 743.000 lei, astfel, la capitolul finanțare programului PNDR, suma de 403.000 lei, la capitolul sume alocate din bugetul APIR, avem suma de 340.000 lei. Se majorează cheltuielile bugetului local la secțiunea de dezvoltare cu suma de 835.000 lei, după cum urmează. La capitolul iluminat public, avem suma de 419.000 lei, din care 403.000 lei din bugetul local și 16.000 lei din excedentul anului 2017. La capitolul drumuri avem suma de 416.000 lei, din care 340.000 lei din bugetul local și 76.000 lei din excedentul anului 2017. Dacă sunteți de acord, faceți care. Mă mulțumesc frumos. Informarea asupra modului de aducere la îndeplinirea hotărârii de adoptate de Consiliul Local în perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2017. Am să vă prezint așa pe scurt. După așa, toate hotărârile pe care le-a adoptat Consiliul Local au fost comunicate instituției cetetului județul Bacău pentru exercitarea controlului de legalitate. Acestea au fost transmise celor desemnate de APC și au fost aduse la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și pe pagina de internet. Toate hotărârile au fost puse în aplicare imediat sau la termenele stabilite în conținutul lor. În atenția autorității executive au fost în permanență acele hotărâri cu caracter economico-financiar prin care s-a aprobat bugetul local sau efectuare tipică bugetare, aprobare și completare plan de investiții și program de achiziții publice, aprobare și implementare proiecte depuse pe PNDR și APIR, aprobarea contribuției Consiliului Local la realizarea proiectelor și obiectivelor propuse, suplimentare, cotă motorină la microbusul școlar, acordarea ajutoare de urgență, etc., adoptându-se astfel în anul 2017 un număr de 95 de hotărâri care au fost îndeplinite în totalitate. Prin 4 hotărâri s-au aprobat impozite și taxe locale puse în aplicare în anul 2017. Consiliul Local a fost preocupat în permanență de crearea cadrului legal necesar rezolvării problemelor cu caracter social, sens în care au fost adoptate 3 hotărâri care au fost duse la îndeplinire. Administrarea domeniului public și privat a fost o preocupare curentă pentru executivul care a propus pe adoptare 5 hotărâri, acestea fiind puse în aplicare. Prin număr de 5 hotărâri s-au aprobat închirieri, concesionări, acte adiționale, parteneriate, proceduri de licitație, desemnare reprezentanți UAT în consiliile de administrație ale diverselor asociații de dezvoltare intercomunitare la care suntem asociați, respectiv asociere egal, toate trimise la îndeplinire. Dintr-un număr de 6 hotărâri au fost aprobate organigramele, statele de funcție ale aparatului de specialitate al primarului, propunerea evaluării secretarului, planul de ocupare a funcțiilor publice. În domeniul învățământului s-au desemnat reprezentanții Consiliului Local Bârgărești în Consiliul de Administrație a Școlii Coordonatoare și s-au adoptat 3 hotărâri care au fost puse la îndeplinire. Din enumerarea hotărârilor adoptate de Consiliul Local se poate aprecia că activitatea acestuia a fost vastă și cuprinzătoare. Hotărârile adoptate au fost puse la îndeplinire, iar cele acolo realizate este în etape succesive, vor fi urmărite și realizate în totalitate. În anul 2017, în timpul an electoral, activitatea Consiliului Local a fost una efervescentă pentru crearea cadrului legal de organizare și funcționare, iar în acest curs au fost adoptate 3 hotărâri pe care le consider îndeplinite din momentul adoptării. Informăm Consiliul Local că în anul 2017, în cadrul procedurii de control al actelor administrative efectuate de instituția prefectului, nu s-au constatat nereguli sau hotărâri nelegale.
din dorința de prezentare cât mai elocventă, prezint statistic modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local pe activități după cum urmează. Hotărâri pe categorii de atribuții. 1. Aprobare buget local, rectificări bugetare, fond de execuție, închiriere, fond de execuție, execuție bugetară trimestrială, aprobarea proiectelor de hotărâre privind completarea planului anual de investiții, completarea programului de achiziții, aprobare obiective investiționale, aprobare contribuții la proiecte și altele, reprezentând un număr de 40 de hotărâri. Hotărâri privind aprobarea impozitelor și taxelor locale și taxe speciale, 4 hotărâri. Administrarea domeniului public și privat, asocieri, vânzări, imobile, închirieri, concesionări, atribuții în folosință, desprinzări, scoateri în funcțiune și casare, precum și valorificarea unor bunuri de patrimoniu, 5 hotărâri. Aprobarea rețelei școlare și a burselor școlare, de conavetă, cadre didactice, desemnare reprezentanții Consiliului Local în Consiliul de Administrație a Școlilor, 3 hotărâri. Aprobare organigramă și stat de funcție al aparatului de specialitate a primarului, 6 hotărâri. Probleme organizatorice ale Consiliului Local, 3 hotărâri. Probleme cu caracter social, 3 hotărâri. Desemnare reprezentanții în alte forme de asociere, modificare și completare documente, forme asociative, din care o altă gărești face parte, 3 hotărâri. Alte tipuri de hotărâri, 28, reprezentând un total de 95 de hotărâri care au fost duse la îndeplinire în totalitate. Vă mulțumesc mult de tot. Rapoartele dumneavoastră de activitate sunt la dosarul ședinței, presupun că vă veniți ca să le prezentați individual. No. Raportul domnului vice primar, tot la fel. Da. Sunteți de acord ca să mulțumesc? Da. Da, mulțumesc. Bine. Dacă aveți o problemă de ridicat... Cu... De ce mai trebuie cu... Da. Hai, ce? Titul! Cu drumurile. Ah, asta... După zăpadă. Nu, cu mânare. Aia... Sătești. Drumurile de exploatare. Exploatare. Da. Dar saltul nou. Deci la biserică, la Valea, acolo. Pe Dumbrava, cum se spune Dumbrava. Cum se duce acolo. Spre Dumbrava. Da. Da. Unde e aia oră, acolo, nu știu. Da. Este o porțiune nebă la stradă de vreo 20 de metri, un oră acolo. Nu se poate trece pe acolo, dacă se poate, în primăvară, acum se pune ceva acolo să împingeți cumva sau să... Peste tot. Da, acolo nu s-a sus palastru, pentru că nu au fost câteva persoane de acolo, de așa mulțe. După ce se încălzește, în urma zăpeților, ați văzut cum s-a făcut drumul. Ar fi bine deja, că de ore să treacă o leancă, acum, după ce se moaie. Mâine, când o fi, dacă se moaie, câte ore să treacă pe drumul? Cine să treacă? Tractorul, ce să trece? Utilajul. Care utilaj? Care i-a dat și zăpadă. Știi să faci? Cum să faci? Nu, n-are. Acum a trecat de mine. Nu poți să treci cu mașină. Nu poți să treci. Mergi cu lama din prin zăpadă să... Merge. Și dumneavoastră ce ziceți, doamnă Ciorbăr, să împingem zăpada, cea rămas pe parte de aici? Zăpada moare. Da, doamnă, Da. După ce trece zăpada, așa... Și zăpada mai trebuie să după ce se moaie zăpada, câte ore să vină cu tractorul? Și să dea zăpada deoparte. Eu am crezut că după ce se trece zăpada, să vină cu lama și să îndrepte drumul. Așa zic. Doar roțile să le îndrepte la tractorul așa la mine, ce sunt drepte. Ora în dreaptă drum. Da, sigur, domnul Vice. Categorii. Cum se văd pe roata, trebuie să plătim. Știți asta, nu? Câți bani am prevăzut în buget? Deja pentru trimestrul 1 s-au dus banii pe dezăpezire. Nu este vina noastră, nu este vina nimănui, ci Dumnezeu o dat și noi trebuia să curățim. Și ne-am străduit și totuși au fost, și așa au fost nemulțumiri, dar în
Comune, Părgărești, s-a circulat. Cine a avut, revin la ce am zis și la alte ședințe, cine a avut utilajele echipate, mașinile echipate, a circulat. Na. Dacă unii și-au schimbat roțile de iarnă cu roți de vară, sigur că n-a putut urca panta. Și s-a întâmplat totul dimineața, așa cum a fost. Păi da, și n-a fost, n-am avut o iarnă așa de grea, cu zile și o zi. În ziua când a fost comentariile cele mai multe, a trecut de 2 ori, într-o zi. Deci a trecut mașina de la drumul județean. Dar totuși nu înțeleg, a trecut. După masă la 5 era zăpadă pe coadă. Mașina de două ori ziua. Dar am avut țărlița aia care... Da, da, problema e... Niciunul n-a văzut. Vezi că construcția a dat loc să dezinfecteze mașina de pe 15 martie. Tocmai am au cauciucurile uzate care eu am coborât, am urcat la deal și ei tot a vorbit. Cine? Dar în ziua aia a trecut de 2 ori. E vorba de ziua când s-a comentat. A trecut de 2 ori, la 5 era zăpadă pe pantă, așa a făcut, a trecut de 2 ori. Prețul de astea la abonament sunt reclamentate sau cum? Dumneavoastră știți ce legeți prin abonament? Se pune un abonament. Ce înseamnă abonament? Ei își fixează prețul. Păi da, abonament înseamnă abonament, nu preț integral. Deci copiii plătesc preț integral la abonament. Dar la ei pot stabili acel abonament de aceeași... Dar ce înțeleg? Abonamentul în direct ai 10 sau 15% reducere, dar dacă faci o hotel la 20... Inițial așa ar trebui să fie. Inițial așa ar trebui, aveți dreptate. Dar aici este politica fiecare firme. De exemplu, a fost și-a luat bani tot la asta. Și la asta, a luat mai puțin de lucru. A luat 90 de lei, tot 90 de lei. Da, deci asta e politica firmei, domnul. Asta e politica firmei. 70 luat odată și atunci când a fost o săptămână. La Onești, la mașină, la autocarul de la autobuzul de la Onești, dacă luna mai scurtă, e mai puțin abonament. Și aici au fost. Și abonamentul. 2.200.000. Luna mai scurtă, am plătit și 1.900.000. Și-a luat 70 de lei. Și când am făcut calcul, am plătit mai mult cu 10 lei. Deci dacă mergeam fiecare zi 25, am plătit cu 10 lei. Și tot patronul s-a recalut deja. Da, normal. Microbuzele nu circulă regulă. Sunt pline. În loc să ajungă copiii acasă la 2:30, ajung la 4, că trebuie să vină cu autobuzul care vine de la Onești în muncă, pune numai unul la 2:30, un microbuz, și tot așa. Hai la ședința următoare. Puteți să chemați partidul, nu au venit niciodată. Nu au venit niciodată. Nu au venit niciodată. Mai multe ori niciodată. Ei câștigă licitația. Autobuzul mare, plouă lustru, iarna plouă. Au licență pentru asemenea. Licența o acordă Consiliul Județean prin serviciul de acolo. Sigur că v-am discutat. Pe domnul, ești Consiliul Județean și atunci o să fie mai nasol. Păi tocmai de acolo câștigă ei. Păi eu știu. Deci stați-mi la Părgărești. Păi normal. O să lumea, vă rog, să vorbiți cu ungurul Gheorghe, nu mai tragă mașina în fața Troite. Măcar să duc o leacă 2 metri mai față. Și să nu lese mașina în mijlocul drumului. Căi, 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 ca să vină să-și ia mașină pentru că se făcea... Nu era băcasă, a fost la mașină. Lăsa înainte aici, să lase parcarea liberă. Sunt profesori, sunt incroitoria, primăria parcare. S-a mutat acolo cu platforma. Ca să lasi un metru, doi mai mult. Păi da, dar deci Cășmaur Adrian nu l-a lăsat. Deci eu nu vreau pasul. Nu vreau pasul. A zis că nu. Mulțumesc, bine că ați ridicat problema. Eu am să spun, eu am să discut și cu patronul de la... și cu domnul Unguru. Da? Și cu domnul Unguru. S-a ridicat problema de către dumneavoastră. Foarte bine, eu le-am întrebat cunoștință. Numai puțin, numai puțin, dragi colegi, numai puțin. Vă rog să faceți propunere pentru președintele de ședință pentru următoarele trei. Domnul general, propun. Ei, abia am fost eu, frate. Nu mai faci nimic. Abia am fost, pur a trecut. Domnul Bari. Domnul Bari. Da, deci pe domnul, îl propune domnul Lenghen și sunteți de acord în unanimitate, da? Ce mai e? Nu ridicam mâine.
Ridicați mâinile, sunteți de acord? Da, da, da. Așa, sunteți mulțumit de animale? Cea mai mare experiență. Cea mai mare experiență. Aveți de ridicat alte probleme pe care vreți să le... Nu? Vă mulțumim pentru participare și încheiem ședința noastră de azi. Mulțumim.